Vă invit să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântul lui, lui Dumnezeu și în această seară vom citi câteva versete din Doi Împărați, capitolul 3. E un capitol mai mare, are 27 de versete, dar vom citi de la versetul 9 până la 20. Împăratul lui Israel, împăratul Iuda și împăratul Edomului au plecat și după un drum de șapte zile n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul lui Israel a zis, vai, Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâna Moabului. Dar Iosafat a zis, nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns, este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis, cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat, și împăratul Edomului s-au pogorât la el. Elisei a zis împăratului lui Israel, ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul Israel i-a zis, nu, căci Domnul a chemat pe acești trei împărați să-i dea în mâinile moabului. Elisei a zis, viu este Domnul oștirilor, cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă, nici nu m-aș uita la tine. Acum aduceți-mă un cântăreț cu harfa. Și pe când cânta cântărețul din harpă, mâna Domnului a fost peste Elisei. Și el a zis, așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă. Căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi turmele voastre și vitele voastre. Dar aceasta este puțin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre. Veți sfărâma toate cetățile întărite, toate cetățile alese, veți tăia toți copacii cei buni și veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu pietre toate ogoarele mai bune. Și dimineața, pe când se aducea jerfa, Iată că a venit apă de pe drumul Edomului și s-a umplut țara de apă. Amin. Să ocupăm locurile. Îmi place decorul ăsta, cred că arată bine pe el așa, nu? de munți mare în spate. Ar trebui, cred, să ne mai gândim la câte un decor de ăsta, să mai schimbăm, să nu arătăm tot la fel zilele astea m-am gândit cum de Dumnezeu a trimis pe Ilie în timpul celui mai rău împărat al lui Israel. În Israel, niciun împărat nu l-a întrecut în răutate pe Ahab. Niciunul. De câte vor Biblia spune că niciun împărat nu s-a ridicat la o asemenea performanță în răutate ca Ahab. Dar niciun alt proroc nu s-a ridicat la o asemenea statură și putere din partea lui Dumnezeu să facă așa minuni extraordinare ca Ilie. Pentru că întotdeauna când se mulțește păcatul, se mulțește și harul. Întotdeauna pe măsura răului existent în lume, Dumnezeu trimite oameni umpluți de puterea binelui pentru a contracara răul care există în societate. În seara aceasta vom vedea o promovare pe care o face Dumnezeu lui Elisei pe plan național. Dacă cu două săptămâni în urmă l-am văzut pe Elisei, remarcându-se un lider priceput, știe cum să-și trateze supușii, știe cum să facă o minune într-un mod foarte original, nu? nu calcă pe urmele predecesorului său, pe urmele stăpânului său, Ilie, și apărându-și onoarea lui de proroc, nu? iată -l că acum Dumnezeu lansează dintr-o dată pe Elisei pe plan național. Vom discuta, deci, în această seară, această lansare a lui Elisei sau recunoașterea lui ca și proroc național. Trei lucruri vom discuta în această seară despre Elisei și primul lucru care vrem să-l discutăm este o reformă pe jumătate. După moartea lui Ahab, la tronul lui Iuda a venit Ioram, fiul, a venit uh, practic fiul lui Ahab, care se chema uh, cu numele asta sau mai rău, uh, îl cheamă pe, pe acest om care a domnit doar 2 ani de zile. Spune Sfânta Scriptură: Împăratul Moabului Mesha s-a ridicat împotriva lui și în. După domnia de doi ani a acestui fiu al lui Ahab, vine la domnie Ioram. Ioram este un om care spune Sfânta Scriptură, face rău ca tatăl lui, dar nu chiar așa de rău, ca tică să. Face o reformă, dar nu o reformă până la capăt, o reformă pe jumătate, o reformă numai cât îi convine lui renunță la păcatele mari pe care le face tatăl lui și mama sa, renunță la idolii lui Ahab și Izabela, care i-au făcut așa de urâți în fața lui Israel. Taie stâlpii de închinare a lui Israel în fața acestor idoli a părinților lui. Dar spune Sfânta Scriptură în capitolul 3, versetul 2, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa, a răsturnat stâlpii lui Bal pe care i-a făcut -se tatăl său, dar nu continuă reforma până la capăt, ci spune, s-a dedat la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care, fusese, care făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a abătut de la ele. Ce s-a întâmplat? Ieroboam, care l-a moștenit pe Solomon. Știți că la moartea lui Solomon s-a împărțit regatul în două, regatul de nord al lui Israel, care a fost condus de acest Ieroboam și Roboam a fost cel care a condus Iuda, Iuda și Beniamin, regatul de sud al lui Iuda. Când a venit acest Eroboam la domnie, el a venit din Egipt și a venit din Egipt împreună cu zeii Egiptului a venit cu religia Egiptului, a făcut doi viței de aur și a pus pe doi munți. Decizia lui a fost una politică pentru că dorea să despartă pe Israel de Iuda, să nu mai aibă nimic de-a face. Era un, mare pericol să fii împăratul unei țări, nu? pe care ți-ai făcut-o zece seminții a lui Israel, erau sub sceptrul lui Eroboam, și ăștia toți se duceau să se închine la Ierusalim, în Iuda. Și atunci ăsta a făcut un alt loc de pelerinaj, doi munți pe care a pus doi viței de aur și a spus lui Israel, ăsta este Dumnezeul vostru. Și poporul se ducea să se închine la acest viței de aur. Ebine, bine, acest Ioram n-a avut curajul să-i să scoate viței ăștia din țară. Okay? A lăsat viței lui Eroboam, și poporul se ducea să se închine la ei, pentru că și el, probabil ca și uh, predecesorii săi, în, din punct de vedere politic, avea nevoie de un alt loc de închinare decât cel de la Ierusalim. Nu are curajul să se atingă de această moștenire politică a țării. Reforma lui este doar selectivă, așa cum și de multe ori reformele noastre în viața noastră sunt selective, nu așa? Ne lăsăm de anumite păcate mari, dar altele mici ne le păstrăm că așa face toată lumea astăzi și așa e politic astăzi. Apoi îl vedem pe Ioram că atunci când este la greu, apelează la ajutorul altora și este bine și pozitiv acest lucru. La moartea lui Ahab, împăratul Moabului, s-a răsculat împotriva lui Israel. Și împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul și a trimis să-l cheme pe Iosafat, împăratul lui Iuda, să vină la război împreună cu el împotriva lui Moab. Mesha a fost, de fapt, așa-l chema Mesha, pe fratele lui care a domnit doar doi ani, Dumnezeu l-a suferit foarte puțin pe ăsta, pentru că a continuat exact politica lui Taikăsu. Și acest meșa a fost omorât și în locul lui a venit acest Ioram. Ioram a domnit 12 ani. E bine, dădeau, din timpul lui Ahab, Moabul dădea, dădea un tribut lui Israel. 100 de mii de miei și 100 de mii de berbeci, cu lâna lor, zice Sfânta Scriptură. În fiecare an, ăsta era tributul pe care Moabul plătea lui Israel. Cum a murit Ahab, care a semnat probabil contractul ăsta de, cu, cu Moabul, s-a revoltat Moabul împotriva lui, lui Israel și n-a mai plătit tribut. Și acum Ioram l-a chemat pe Iosafat, împăratul lui Iuda, care era un om neprihănit, un om al lui Dumnezeu, un om extraordinar, l-a chemat să lupte împotriva lui, împotriva Moabului împreună cu el. E bine atunci când ai de greu să te unești cu alții. Să asociază, deci, cu Iosafat, împăratul lui Iuda, și intră în compania unor oameni credincioși. Intră în compania unui credincios. Dacă vrei să faci o reformă în viața ta, este de recomandat să te duci printre oameni evlavioși, să umble printre oameni pocăiți, dacă vrei să schimbi viața. Problema este că nu întotdeauna se schimbă și caracterul nostru, se schimbă numai comportamentul nostru, dar dacă în mod îndelungat avem un comportament bun, probabil că se va schimba și ceva din caracterul nostru. Dacă rămânem numai în compania oamenilor de bine, Necazul cu acest Ioram este că îl invită și pe prietenul lui, împăratul Edomului, un păgân, nu? ca și el, și nu poate să renunțe la prietenia păgânilor. De aceea el are un fel de reformă pe jumătate. <coughs> Își alege prieteni buni, credincioși, dar ia și păia păgâni alături de el. Duminică se duce la biserică cu pocăiții și luni se duce la băute cu mai puțin pocăiți. Vrea să trăiască în compania tuturor. De aceea Ioram este exemplu tipic a unei reforme pe jumătate, a unei treziri pe jumătate. Știți că întotdeauna când experimentăm o trezire pe jumătate, se trezește și necazul, se trezește și nenorocirea care va veni peste noi. Această coaliție care se formează, deci, de trei împărați, împăratul lui Israel, al lui Iuda și al Edomului, interesant, nu știm numele împăratului Edomului, nici nu se pare că textul sacru nu e interesat de numele lui, coaliția aceasta pornește la război. Ziceam că atunci când nu ne trezim bine, să trezesc necazurile și Dumnezeu trimite împotriva noastră uh, suferință și, și dificultăți. Se revoltă Moabu și această coaliție pornește la război, o coaliție militară formată din trei împărății, Israel, Iuda și Edom. Uh, este foarte interesant că apelul lui uh, Ioram la Iosafat este foarte politicoz, zice, Vrei să vii cu mine să luptăm împotriva moabului? Vrei să vii cu mine? Și ascultați răspunsul lui Osafat, a unui om de bine care vede în ocazia aceasta a, o poartă deschisă spre inima acestui împărat păgân și răspunde cu bunăvoință. Voi merge cu tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca și caii tăi. Ne vom duce la război împreună. Cooperează cu acest om... Al fără de lege, într-un fel, dorind să-l influențeze într-un într fel în bine. Nenorocirea este că această conducere a, a coaliției este încredințată lui Ioram. Și Ioram, cum era un om fără Dumnezeu, un om cu o trezire pe jumătate, dacă vreți, cu o reformă pe jumătate, ia o decizie foarte proastă. Pe unde să plecăm? Care este drumul spre țara Moabului? Întreabă. Iosafat, pe ce drum să ne ducem? Pe drumul care duce în pustia Edomului decide Ioram. După șapte zile de marș pe drumul acesta prin pustia Edomului ajung fără apă. Nu mai au nici un pic de apă, nici pentru oameni și nici pentru animale caii pe care călăresc sunt pe punct să moară, turmele care veneau după ei, din care probabil se hrăneau, nu mai au nimic de băut. Și atunci împăratul lui Israel trage concluzia, așa cum oamenii fără Dumnezeu, oamenii necredincioși, întotdeauna în fața dificultăților trag concluzii prăpăstioase. Iată ce spune el, în mod precis Dumnezeu vrea să ne dea pe toți trei în mâna moabului de aia ne-a lăsat fără apă aici pe toți. Omul lui Dumnezeu însă, în fața dificultăților, are altă opinie. El știe soluția. Și împăratul lui Israel, Iosafat, spune, dar nu este aici un om al lui Dumnezeu prin care putem să întrebăm pe Dumnezeu asupra situației dezastruoase în care am ajuns? Ba da, zic el, zic el, este aici, Elisei, omul care turna apă pe mâinile lui Ilie. Expresia aceasta este omul care era slujitorul lui Elie. A turna apă pe mâinile cuiva însemna omul care slujește pe cineva mai mare decât el. Și ce este foarte interesant, cei trei împărați se pogoară la Elisei. Cred că este o situație foarte umilitoare pentru acești tovarăși împărați, nu? domni împărați, să se ducă acum la casa a prorocului. De obicei împărații porunceau să vină prorocii la ei. Acum toți își iau calul și pleacă la casa lui Elisei. Se pogoară la Elisei. Este o dovadă de mare umilință, un gest uh, uh, ieșit din comun pentru împărații din vremea aceea care de orice sufereau în afară de puțină umilință, nu? Iosafat, omului omul lui Dumnezeu, știe uh, soluția. Știe soluția pentru situația în care se găsește. Vrea un răspuns de la omul lui Dumnezeu. Ce bine ar fi atunci când dă necazul peste noi, când ajungem într-o vale fără apă, când ajungem în situații extreme, să nu ne voicărim și să ne pierdem nădejdea ca oamenii, oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Aici murim, gata, s-a terminat cu noi, nu mai este nicio speranță. Și ca și omului Dumnezeu, o să aflați, să spunem, Dumnezeu are ceva de spus despre asta, hai să-L întrebăm pe Dumnezeu. Căutați fața Domnului, căutați-L pe Domnul și Domnul are un cuvânt de spus pentru situația dezastruoasă în care te găsești. Cuvântul Domnului este cu Elisei. Există o soluție divină pentru această criză omenească în care se găsesc trei împărați, trei oștiri, o coaliție întreagă. Și este prilejul extraordinar pentru Dumnezeu să lanseze pe Elisei acum la, pe scenă deschisă în fața a trei împărății. Trei împărății deja știu că Dumnezeu are un om prin care vorbește. Când vrea Dumnezeu să te pună în față, El se folosește de crizele prin care treci să-ți ofere șansa aceasta ca să se folosească de tine. Primul lucru, observați cum îl confruntă Elisei pe Ioram. Ce am a face eu cu tine? N-am nimic de a face cu tine. Du-te la prorocii tatălui tău și a mamei tale. Ma Maică-ta și taică-ta au avut prorocii lui Bal. Okay? Și a startei, 850. Du-te la ăștia, domnule. I-ați ținut acasă la voi, i-ați hrăniți, i-ați finanțat. Du-te la ei, de ce vii la mine? Uh, Elisei este complet tranșant cu acest împărat. Uh, mie mi-ar fi fost frică să vorbesc chiar așa, că ăsta avea sabie, avea împărat, era, era cineva, nu? Totuși, când Dumnezeu este cu tine, poți confrunta până și împărații. Țineți minte că eu am s-a dus la eros și a spus, ești un curvar, treci cu nevasta fratelui tău, Dumnezeu este împotriva păcatelor tale. Elisei îl confrunte și spune foarte clar, dacă n-ar fi o Iosafat aici de față, omul ăsta lui Dumnezeu, pentru care am un respect deosebit, nici nu te-aș băga în seamă, nici m-aș uita la tine. Așa de zero ești în fața ochilor mei. Observați ce mare influență are prezența unui om bun, nu? Un împărat corupt ca Ioram, nu? Are trecere, totuși, din pricina unuia ca Iosafat, care este prezent. Și pentru că Iosafat este prezent, Dumnezeu vorbește. Gestul lui Elisei este surprinzător. Cere un cântăresc cu arfa. Acum promit pentru duminica viitoare să avem o predică specială despre asta și să o intitulăm Muzică în pustie. Pentru că. Uh, gestul lui și cererea lui Elisei este absolut șocantă. Ce muzică mai vrei tu acum, nu? După ce e o criză uh, formidabilă. Dar Elisei știa un lucru, că înainte să vină Cuvântul de la Dumnezeu, înainte să vină Duhul lui Dumnezeu, înainte să coboare inspirația de la Dumnezeu, trebuie să ne închinăm înaintea Domnului. Trebuie închinare înaintea lui Dumnezeu. De aceea, muzica, cântarea. Închinarea înaintea lui Dumnezeu joacă un rol extraordinar de important pentru că ea pregătește nu numai sufletul nostru pentru prezența lui Dumnezeu, dar Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor lui, laudelor care le aduc copiii săi. El coboară în închinarea copiilor săi. Și Elisei face muzică. În postie, ca să vină inspirația de la Domnul. Dar, așa cum a promis, duminica viitoare vom avea o predică specială despre asta. În timp ce cântă muzica, în timp ce cântărețul de la de harfă știe meserie, știe ce să facă, și cred că n-a fost un cântăreț oarecare, era probabil unul dintre descendenții de altă dată a lui David, care știa să cânte în așa fel încât să vină Duhul lui Dumnezeu, să coboare Duhul lui Dumnezeu, atunci când cânta el. În timp ce asta cânta, a venit cuvântul de la Dumnezeu. Și dintr-o dată Elisei rostește, așa vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul. Dintr-o dată Elisei devine purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu însuși. Și porunca este de-a dreptul șocantă. Sunteți în pustie, de șapte zile călătoriți, nu este niciun pic de apă. Mergeți și în pustia aceea faceți groapă lângă groapă. Wow! Nu o să vină ploaie, nu o să vină vânt, dar o să vină apă. E bine, ai nevoie de multă credință să execuți în asemenea ordin. Dar nu era altă soluție, nu? Nu era alt, altă soluție decât soluția care o prezintă Dumnezeu. Îmi închipui o știre aceea numeroasă, toți arși de sete, obosiți, cu hârlețul în mână, cu ce au găsit, sapă gropi. Sapă groapă lângă groapă, în pustia, în valea aceea în care se găsesc. A doua zi de dimineață, ba, mai mult ca un bonus, spune Dumnezeu, după ce am să vă dau apă să nu periți, că asta este criza în care vă găsiți, am să vă dau ca un bonus și să-i bateți boia. aia. Și o să-i bateți, nu o să muriți, nu o să fiți dați pe mâinile moabului, așa cum zice nenorocitul ăsta de Ioram, împăratul lui Iuda, idolatrul ăsta, nepocăitul ăsta. O să vă dau apă și o să vă dau și trecere și puterea să-i biruiți pe moabiți. Ce se întâmplă? A doua zi vine soluția de la Dumnezeu. Sapă toți groapă lângă groapă și dimineața, ascultați, în clipa când se aducea jerfa, dimineața când se aducea jerfa înaintea lui Dumnezeu, dintr-o dată năvălesc apele de pe drumul Edomului și umple toată valea aceea. Îmi place expresia, a umplut, umplut, țara de apă. A umplut țara de apă. Dintr-o dată, toate gropile săpate, toate gropile disponibile au primit darul lui Dumnezeu, apa care aduce viață pentru toți. Miracolul este extraordinar, cred că toți strigă de bucurie, se adapă din apa care vine din abundență, își iau provizii și urmează apoi confruntarea moabiților și înfrângerea lor. Este foarte interesant că dimineață, spune Sfânta Scriptură, toți au auzind că împărații să suie, să lupte împotriva lor, au chemat pe toți cei în vârstă să poarte armele și mai mari chiar și-au stat la hotare. S-au sculat dis de dimineață și când a strălucit soarele peste apele acelea care au venit și-au umplut toate gropile săpate de coaliția acestor trei împărați, au tras o concluzie falsă. Probabil că apele erau roșii, pentru că razele soarelui de dimineață străluceau roșu în apele acelea, și au zis, este sânge. Împărații au scos sabia între ei și s-au tăiat unii pe alții. Acum la pradă moabiți. S-au dus la pradă. S-au dus să uh, culeagă ceea ce a rămas după ce s-au tăiat împărații chipurile între ei. Și-au nimerit exact în mâinile unor soldați bine hrăniți, uh, care băusă suficientă apă, și încurajați de Cuvântul lui Dumnezeu și de promisiunea lui Dumnezeu. Înfrângerea a fost îngrozitoare, teribilă. Au mers împotriva taberei lui Israel, dar Israel s-a sculat și a bătut pe Moab, care a luat-o la fugă dinaintea lor. Au pătruns în țară și au bătut pe Moab. Au sfărâmat cetățile. Au aruncat fiecare pietre în toate ogoarele cele mai bune. Gândiți-vă în, în Zona aceea a Israelului, o piedică mare în, în calea agriculturii sunt pietrele. În fiecare an se adună pietre, la fiecare arătură sunt scoase pietre noi și iară se adună pietre și să fac, de fapt, în jurul ogoarelor niște garduri din pietre. Același lucru se întâmplă în Anglia, în Scoția, de exemplu, unde mergeți. De ce sunt așa multe pietre, așa, așa multe garduri? Pentru că la fiecare arătură se mai scot niște pietre și iară se adună și mai face un gard din ele. Așa s-a întâmplat și pe vremea aceea. Imaginați-vă cu o coaliție de trei împărați aruncă pietre, acum în ogoarele alea. Le-au dat de lucrul ăia ani de zile. Eram la Chicago și uh, eram în birou înainte să înceapă serviciul și-a sunat telefonul, eram pe Cadwell, biserica de la Chatville, a sunat telefonul, un vecin beat. Mi-a tras el niște înjurături, că de când ați apărut voi pocăiți aici, nu mai avem liniște în tot cartierul ăsta, pe toate străzile parcați mașinile, nu mai avem loc unde să parcăm mașinile, pruncii voștri fac gălăgie și așa era. Ce vin și vă sparg geamurile la biserică. Și am zis domnule dragă, eu nu te sfătuiesc, când suntem noi vreo 500 aici și dumneavoastră, n-ai atâtea geamuri câte îți putem sparge noi. E când a auzit asta, <laughs> vă rog să mă iertați, vă rog să mă iertați. I'm sorry, I'm sorry, I didn't say anything. N-am mai auzit de la niciodată, nu? Când a auzit că noi suntem 500 de oameni și putem sparge foarte multe geamuri, nu? Acum, Doamne, să ne ferească Domnul ca pocăit să facem asemenea lucruri, dar cu asta n-aveam altă limbă să vorbesc decât pe limba Lui. Imaginați-vă o coaliție formată din trei, trei, trei împărați, trei armate, care toți aruncă pietre în ogoare, nu? Și mâine te duci la arat. Îți trebuie doi ani să-ți să cureți ogorul acela, în ogoarele cele mai bune. Apoi au luat, spune, au bătut pe Moab le-au umplut cu pietre toate ogoarele, au astupat toate izvoarele de apă și au tăiat toți copacii cei buni. Wow! Au devastat pur și simplu țara aia. Au devastat-o. și au înconjurat și au bătut chiriat heseret, din care n-au lăsat decât pietrele. Așa înfrângere extraordinară au produs moabului, se spune că împăratul Moabului, văzând înfrângerea aceasta atât de cumplită, cu 700 de oameni și-au cruit drum până la împăratul Domnului să-l pe asta, dar n-au reușit și s-au izolat într-o cetate și ca să îngrozească pe Israel, au făcut ceva ieșit din comun. Au luat atunci pe fiul său întâi născut care trebuia să domnească în locul lui și l-a adus ca ardere de tot pe zid. Și o mare mânie a cuprins pe Israel care s-a depărtat de Moab și s-a întors în țară. Așa de s-au îngrozit de ce sunt stare păgânii ea să facă. Și au plecat acasă și au lăsat în pace. E bine, Dumnezeu a dat o victorie extraordinară în zilele acelea și Elisei a fost propulsat pur și simplu ca profet în trei națiuni. Trei națiuni acum împreună, lor, știu că Dumnezeu are un om deosebit și numele lui este Elisei. În concluzie, câteva lucruri. Cele mai bine planificate acțiuni ale noastre pot duce la situații extreme neprevăzute. Ok? Ai gândit-o, ai planificat-o, ai făcut toate socotelile, ți-ai luat toate măsurile de prevedere și la sfârșit ai nimerit într-un postiu în care nu mai este niciun pic de apă. Okay? Fiecare dintre noi am trecut pe aici și ne-am tras de cap. Nu? Gândiți-vă numai la anii trecuți, când a fost babălul acela economic extraordinar. Și toți am zis, ne-am luat toate măsurile, am calculat, ne-am cumpărat casele pe care le-am pierdut și ne-am băgat în datorii până în gât. Ne-am trezit într-o pustie. Pentru că cele mai bune, plan bine planificate acțiuni ale noastre pot duce la situații neprevăzute. Pe șantierele de construcții în care noi lucram, întotdeauna exista factorul acesta neprevăzutul. Neprevăzutul s-a putut gândi proiectantul bine de tot la toate lucrurile. Dar când ai săpat groapa, ai găsit o groapă de gunoi. Ai găsit o fântână în locul fundației. Ai găsit o bolovan, o stâncă mare de tot pe care trebuie să o spargi cu picamărul două săptămâni. Și asta însemnau lucruri neprevăzute, neașteptate. E bine, când apar aceste lucruri neprevăzute, când ne strică planurile, nu vă comportați ca un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Ci ajutorul unui om de bine este foarte. De, este neprețuit într-un asemenea moment. Caută un, un Iosafat. Caută un om care e aproape de Dumnezeu să te învețe să te rogi, să te învețe să-l cauți pe Domnul, să te învețe să-l întrebi pe Dumnezeu. Nu te duce la experți. Nu te duce la prietenii care vorbesc exact ceea ce ai vrea tu să auzi. Du-te la cineva care îți va spune adevărul și adevărul ăsta să te elibereze. Cu ani în urmă m-a sunat odată cineva și uh, mi-a trimis prin fax la vremea aceea, era fax. Astăzi copiii noștri nici, mai știa, nici nu știu ce e la fax, nu? Ce, ce repede evolu evoluează toată tehnologia asta. Ne-a trimis o prorocie care a primit-o el. Și acum eu știam pe ăsta că nu numai... Eu nu credeam că vorbește domnul prin ăsta când îi știam bine caracterul și cât au făcut. Și l-am întrebat, măi, vrei să vorbim așa ca între bărbați? Da. Reziști la o discuție așa ca între bărbați cu cărțile pe masă? Zice, da. Și atunci am spus foarte clar ce cred eu despre el voia să îmi și să învelească femeile din biserică. Și am zis, mă băiate, eu te-am știut pe tine, o viață întreagă tot ai dezbrăcat pe ele. Nu? Și acum vrei să le îmbraci? Cine te crede, mă băiatule? A trebuit să dai lui Dumnezeu ca în tot atâția ani să-ți repare viața asta, cât ți-ai dat lui diavolul să-ți o strice. Wow! Frate, chiar în halul ăsta. Păi ai vrut să vorbim ca între bărbați sau nu ai vrut? s-a supărat pe mine, n-a mai vorbit cu mine ani de zile, dar a dat odată necazul peste el și m-a căutat. M-a îmbrățișat și m a mulțumit din toată inima. Zice, o, oh, ce mare dreptate ai avut atunci. Dar mi-a fost așa de greu să accept. Mi-a fost așa de greu. Știți ceva? Căutați un om din ăsta care a curaj să vă spună lucrurile pe nume. Căutați un Iosafat care să spună, hai să mergem la Domnul să întrebăm pe Dumnezeu. Trei. Situația extremă este o ocazie bună de a-L proslăvi pe Dumnezeu. Caută o chitară din care lipsesc corzele de ani de zile la care n-ai mai cântat deloc. Mai lustruiește trompeta aia din garaj. Caută cartea de cântări pe care n-ai deschis-o de ani și ani de zile. Închină-te Domnului, du-te la închinare, caută fața lui Dumnezeu. Închină-te înaintea lui Dumnezeu. Proslăvește pe Domnul pentru că te-a lăsat într-o situație grea ca să-L auzi, să-ți aduci aminte de El. 4. Căutarea ajutorului lui Dumnezeu în situații extreme nu va fi niciodată în zadar. Niciodată nu va fi în zadar. Dumnezeu îți va da un răspuns. Dumnezeu are soluție pentru problema ta caută pe Domnul. Nu te duce când nu mai este nicio soluție. Du-te ca un prim răspuns, nu ca ultima variantă. Nu fiți ca noi încăpățânați și noi le știm pe toate. Nu te doare capul, păi e antinevralgic, dacă mai e din România, dacă nu, Tylenol, acum nici Tylenol nu e mai bun că să nu știu ce are cu ficatul. A, păi te duci la farmacia ta din dulap, eu deja am două cabineți acum ocupați de medicamente. Când plec undeva, îmi iau medicamente pentru boli care probabil o să trebuia să, să le tratez. Ai, urea. Avem medicamente, cele mai multe este pentru boli care nu le am, dar într-o zi s-ar putea să fie bune. Nu? Le încercăm toate medicamentele ce le avem și dacă nu merge nici cum, venim la biserică și spune, da, fraților, rugați-vă că am nici de durere de cap. Eu, eu ce să-l cauți pe Domnul prima dată uh, și nu să te tratezi singur. caută pe Domnul pentru care are răspuns la problema ta. Și un, o altă idee pe care vreau să discutăm în concluzie, băieți, dacă puteți să puneți thank you, este pregătește minunea pe care o aștepți. Creează spațiu pentru ea. Okay? O să vină apă, dar apa aia trebuie să stea în ceva și ești responsabil să faci groapa asta tu. Ok? Crează locuri goale ca să fie umplute de minunea lui Dumnezeu. Pregătește minunea. Pregătește minunea. Noi așa am vrea. Doamne, ne trebuie apă. Și Domnul să ți spună în care, cum vrei, cu plată, plată sau minerală. Ca să în România, nu? Cât felul de apă sunt? Plată și cu, fără plată. Mă, mă enervează că, că toate sunt cu plată, domnule, când te duci în România, dar zice apă plată. Apă plată și minerală. Asta sunt două ape în România la ora actuală. Și noi așa am vrea să întrebe, domnule, de care vrei? Nu? La sticlă? Rece? La temperatura camerei? Cu gheață sau fără gheață? Nu? Minunea trebuie să o pregătești. Trebuie să-ți creezi un spațiu gol pentru ea. Probabil sunt lucruri care trebuie să renunțăm, să le scoatem afară din viața noastră. Am discutat zilele trecute cu îndea meu care zicea așa, mai oare de ce diavolul, după ce e curățată casa, nu, așa, pleacă pe pustie, vine în Arizona și vine înapoi cu șapte duhuri în casa aia goală și soarta omului de la urmă de șapte ori mai rea decât de la început. De ce a spus domnul asta, domn? Am zis, pentru că dacă golești casa, nu trebuie să o lași goală. Scoți pe satana, chiriașul ăsta afară, trebuie să-l pui pe domnul. Să-l chem pe domnul să ocupe casa aia. Pentru că este o lege în lumea asta, locurile goale vor fi umplute de ceva. Nu? Trebuie să ne facem un asemenea spațiu în sufletul nostru și va trebui să scoatem o serie de lucruri care nu convin lui Dumnezeu și știți bine care sunt astea. Fiecare dintre le cunoaștem. Dar în locul ăsta trebuie să vină minunea lui Dumnezeu, trebuie să vină prezența lui Dumnezeu în spațiul ăsta gol. Și îmi place foarte mult ideea asta că minunile trebuie pregătite. Trebuie să creăm un spațiu în care să vină apa lui Dumnezeu. Este aportul nostru la minunea care va avea loc. Încheiem aici lecția din această seară și vă promit ca duminica viitoare să discutăm muzică în postie, să vedem efectele extraordinare ale închinării înaintea lui Dumnezeu și o să vedeți o serie de instanțe din scriptură când, la vremuri grele, deosebite, oamenii au cântat. Înaintea lui Dumnezeu, și s-au cutremurat poșcăriile, s-a schimbat lumea atunci când oamenii au știut să laude pe Dumnezeu în situațiile extreme în care s-au găsit.